România rămâne fără cel mai important combinat de alumină din țară. Uzina din Tulcea a decis să-și reducă activitatea din luna august și să-și concedieze peste jumătate din personal. De vină pentru toate acestea sunt scumpirile fără precedent la energie electrică și gaze naturale. Cea mai mare companie producătoare de alumină din România, care face parte din grupul Alros Latina, are în momentul de față 710 angajați, însă de la 1 august va rămâne doar cu 259 de salariați. Singurii care au scăpat de concedieri sunt angajații din departamentele de întreținere, cercetare și dezvoltare, deoarece administratorii și-au dorit să mai păstreze câteva secții care au în prelucrare alte tipuri de produse. Combinatul de aluminiu din Tulcea a decis să-și închidă parțial compania și să-și concedieze cea mai mare mare parte din personal din cauza creșterilor mari la gaze și la energia electrică din ultimile luni. Încă din decembrie anul trecut, compania Alros Latina se afla deja în mijlocul primei faze de închidere, care a dus la o reducere a producției cu 60%. Compania se numără printre cei mai mari producători de aluminiu din lume și unul dintre cei mai mari consumatori de energie din țara noastră. Odată cu suspendarea producției, reprezentanții uzinei au decis să acopere lipsa de producție prin importurile aduse în portul Constanța.